La Institutul Pomicol de la Mărăcineni, cultura de afine a fost înființată în 1967 și fructele sunt foarte căutate pe piața externă. Prețul de vânzare e de 10 ori mai mare decât cel al mărului, spre exemplu. Culesul e migălos, dar pentru un ban în plus, o armată de femei din localitățile învecinate dau gata dita mai tarlaua. De plăcere, și pe cuvânt vă spun. 35 de ani am lucrat în institut, așa că vă rog să mă credeți că... De dragul culesului iată. Da, sunt pensionară și mai viu la muncă. Nicăloase. E unii mai mari, unii mai mici. Aveți mâinile violet? Da. Sunt mai multe coapte și mâncate de păsărele. Pe alea le aleg. Da, doamna doctoră, cum da, să... Dar înțeleg că e plăcut, veniți de plăcere. Și pentru bani de plăcere. Pentru bani. Pentru bani, să vă dați seama. Că nu e pensie. Pentru bani, nu așa. Ne ajunge. Dar văd că aveți și mâinile violet, e... Da, păi așa ne e facem. E greu, nu e greu? Și acum e mai greu, că nu prea mai sunt. Dar așa ne-am obișnuit, venind de atâția ani. Și vă place? Da, păi ne place, dacă nu ne plăcea, nu mai veneam. Foarte greu, foarte greu. Bani puțin, copiii cer de toate, ți-e rușine să-i spui că nu ai ce să-i pui pe masă. Ți-e rușine. Dincolo de aceste aspecte, vânzările de pomi, arbuști și fructe, inclusiv afine, au menținut institutul în funcțiune. Mai mult, acum se discută o colaborare cu autoritățile din Chile, care urmează să ia de la Mărăcineni arbuști de afin și să-i aclimatizeze în sudul Americii, iar la iarnă să aducă la noi afine. Noi am obținut o serie de soiuri la multe specii pomicole, printre care și acest afin și, în general, arbuștii fructiferi, care sunt specii cu nișe de piață, specii cu valoare adăugată ridicată, și există schimburi internaționale de material săditor cu creațiile noastre, da? E, printre altele, acest afin este căutat în emisfera sudică. Vă dați seama că datorită globalizării piețelor, în iarna, când este iarna la noi, sigur că se aduc fructe proaspete din emisfera sudică, care să le găsim în hipermarketurile și din România. Ca să ne convingă de calitatea produselor, reprezentanții institutului au cules în câteva caserole afine și coacăze. Pentru că principala activitate a institutului este cercetarea, s-a reușit realizarea mai multor soiuri care se regăsesc numai aici. În activitatea de cercetare desfășurată în domeniul ameliorării arbușilor fructiferi și în special a afinului, la Institutul Pomicol Mărăcineni au fost omologate 9 soiuri noi, rezultate din programul de creare de soiuri noi, 100% ecologice, da. Fără aplicare de tratamente de combatere a bolilor și dăunătorilor. Aceste fructe sunt din cultura care nu a fost stropită niciodată cu insecticid, ci numai cu apă, irigațiile fiind menținute ca înainte de 89. Ce ar mai trebui institutului de la Mărăcineni? Bani pentru cercetare, ceea ce toate guvernele postdecembrise doar au promis.